Tinerii din Olt care vor să învețe o meserie se lovesc de dotarea precară a liceelor tehnologice. Cei mai vitregiți sunt elevii liceelor agricole. La Liceul Național Carol I din Slatina ei fac practică pe utilaje din secolul trecut, la care fermierii au renunțat de ani buni. La acest tractor știi ce să... Da, știu. Cam ce ai ști să faci? Păi depinde ce se poate strica la el. Orice. Dar la cele noi? La cele noi nu. De ce? N-ai învățat cum? Ba, am învățat, dar nu putem face pe unele noi, că nu avem. De acestea sunt puse la dispoziție. Aș vrea să învăț pe una nouă și... Ai vreo șansă aici la liceu? Da. Să devin un bun mecanic și să devin un bun tractorist. Elevii reușesc să vadă utilajele moderne doar la marii fermieri cu care iau contact. Școala are doar utilaje vechi și acelea insuficiente. Ultimele utilaje agricole noi au fost achiziționate de unitatea de învățământ în urmă cu două decenii printr-un proiect finanțat din fonduri europene. Utilajele mari, respectiv tractoare, combine, pe care copiii ar trebui să învețe mai mult, ne lipsesc. Avem tractoare vechi de 20 de ani. Nici tinerii care vor să devină mecanici nu au o șansă reală să deslușească tainele meseriei. În ateliere învață să repare motoare și cutii de viteze de la mașini care nu se mai fabrică, achiziționate de școală înainte de 1989. Avem dotare, motoare cu ardere internă și motoare cu ardere prin scânteie, motoare Dacia, cutie de viteză și motoare cu aprindere prin compresie, Aro. Numărul parteneriatelor încheiate de Colegiul Național Agricol Carol I din Slatina cu agenții economici în vederea pregătirii elevilor acoperă doar jumătate din specializările oferite elevilor.